dată când am văzut în realitate... Am avut un șoc emoțional. Spune-mi despre tine. Și el îmi spunea despre el. Eu îl întrebam și el nu vorbea. Ia tu te la un om pe stradă, că îl cunoști nou și zi-mi de tine. Să te cunoști, nemernic. Zi-mi de tine. Zi-mi de tine. Zi-mi și mie despre tine. Și tu ce e? Nu am. Ok, și o practică. Existirea. I-am zăpăcit. Nu știu dacă suntem o apariție șocantă, dar suntem apariții din impact. Mai ales și cu numele ăsta. Că e scandalos așa, 69. Dar este semnul nostru zodiacal. Ambii suntem zodiac pești și semnul nostru. Și am zis, dă să-l punem pe ăsta. Toată lumea interpretează greșit. Da. Da. Crede că e de la zodiac. Stai să mă gândesc. Alol! Nu cred! Pisic! Observa că pisica avea o burtă așa, genul meu. Nici nu știu cum putea să-și ducă burta aia prin casă, dar ea își face de cap pe acolo, se distrează. Păi cum să-l cheme? Nu știu. Zoro! S-a legat o prietenie foarte frumoasă între noi și eu cred că toată lumea îl îndrăgește. Deci este incredibil omul ăsta. Nobody wants to be a cat. Because a cat's the only cat. Uite, mă, pentru pisică. Uite, mă, și ceva de mâncare. Ce drăguț! Pentru Zoro. Chiar la început i-am zis că pentru mine tu ai să fii pisi. Ușor, ușor a început toată lumea să-i zică pisi și a început să-i înerveze puțin. Cine poate? E pisi. Dar trebuia să mai continui și burta. Nu-i mai spune că și mă că se supără. Dragă pisi. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Eu sunt Cocoon Kills. Adică eu am artare, eu numele de scenă cu Cocoon Kills. Pisi cu treaba ei. Să te ferești de mardare. Să le viți pe mardare. Dau aleșina, t-a auzit mardare, a căzut din picioare. Deci din cauza Pisi, cu care am venit anul trecut, și de lei îmi spune Pisi și colega mea de trup îmi spune Pisi. Adoptă un cățel. Îmi plac. Să spunem cuțul în loc de Pisi. Păi, pis e o piesă, așa, dacă știam, veneam anul trecut cu o piesă care se chema Boss sau... altceva total diferit. Pisi. Pisi. Bă, răspunde. Nu știu dacă vreți să spart capul. Dacă am vorbit o treabă. Camera este ceea ce să-mi spui pisi. Serios. Bine, mă, dar că... Psichitorii ca picătura chinezească, adică o spis, pis, pis, pis. Las-o, frate, pis. La piesa pentru prima gală a rămas așa, prost. Doar cu tine pot avea clipe de iubire. Când am auzit ce piesă trebuie să cântăm, am zis nu. Și pisi a zis, ba da, dar trebuie să facem ce zice în piesă. Vreau să dai Păi nu, tu ai zis că trebuie să ne sărutăm ca să iasă bine piesa? Nu! Ajutor! Maria, ăsta-i momentul. E bine, sunt foarte mulțumită. Bravo! Lion, ți-ai pus tricou cu Leo ca să nu-ți mai spună pisimă? Măr! Senzațional! Asta trebuie să știi tu, că ești senzațional. Bun. Avem de gând să nu intrăm la duel. Ca să nu dăm pe nimeni afară. Ăsta-i planul. Uitați-vă, na, dacă credeți că n-avem dreptate.